Bună seara, bine v-am găsit! O nouă ediție a emisiunii Impact în Campus TV. Ca de obicei, mai multe subiecte pe ordinea de zi avem și astăzi, dar și un invitat surpriză. Este vorba de o doamnă, se numește Ionela Voicu și a zice eu că este vedeta ultimelor zile în mass media locală. Doamna Voicu a încercat și a și reușit să tulbure apele în învățământul buzoian. Poate că doamna Voicu și-ar fi dorit să le tulbure într-un sens pozitiv, deși nu știu, poate nu e formularea mea cea mai potrivită, să schimbe în bine sistemul de învățământ buzoian. Doamna Voicu a candidat pentru postul de șef al învățământului buzoian. Are doar 33 de ani, deci o vârstă, să zic eu, precoce pentru o astfel de funcție, însă are foarte mare ambiție și din câte am discutat eu cu dânsa astăzi, multe lucruri din cariera și poate din viața dânsei au fost reușite înaintea previziunilor, dacă mi este permis acest termen. Cel de-al doilea invitat al meu din această emisiune este domnul Stan Brebenel, editorialist la săptămânalul Viața Buzăului, un apropiat al emisiunii noastre și cred eu că și al dumneavoastră, al telespectatorilor acestei emisiuni. În primul rând, să rămână, doamna Voicu, mulțumesc frumos pentru prezență. De asemenea, felicitări pentru această inițiativă pe care ați avut-o dumneavoastră de a participa, încă o dată spun, la 33 de ani pentru postul de șef al învățământului buzoian, în condițiile în care foarte multă lume bănuiesc că de la început v-a spus că șansele de a reuși sunt minime, dacă nu cumva converg sau convergeau către zero. Din câte știu și trebuie să le spun și telespectatorilor acest lucru, până la urmă n-ați izbutit să promovați examenul respectiv, dar din ceilalți sau din cei trei candidați pe care i-a propus județul Buzău la prima funcție în învățământul buzoian, dumneavoastră ați fost singura care ați reușit să promovați măcar prima probă, cea a unui test grilă. Înțeleg că ceilalți doi contracandidați, dumneavoastră, doamna Geta Burducea, actualul șef al învățământului buzoian, și domnul profesor de matematică Claudiu Corcodel de la Nehoiu, cel de-al treilea, să zicem, candidat, n-au reușit să treacă de prima probă și s-au retras apoi din concurs din motive personale. O să ne povestiți probabil pe parcursul, sau cu siguranță pe parcursul acestei emisiuni, cum s-au desfășurat cele trei probe ale concursului. Informația de ultimă oră ar fi aceea că dumneavoastră ați contestat astăzi, da, ați mers la București la minister și ați contestat acest concurs în încercarea de a avea câștig de cauză și cine știe, poate reușiți să deveniți peste câteva zile sau câteva săptămâni noua șefă a învățământului buzoian. În primul rând vă întreb, doamna Voicu, ce v-a determinat, încă o dată spun, la 33 de ani să încercați să urcați așa pe prima treaptă a învățământului buzoian? Bună seara și bine v-am găsit! Vreau să spun de la început că sunt onorată de invitația dumneavoastră. Este prima dată când mă aflu într-un studio de televiziune. Deci, încă un debut până la urmă. Ce m-a determinat? Să trecem la subiect. Nemulțumirea până la urmă a fost primul factor. Nemulțumirea că în învățământ, în zilele noastre, așa cum percep eu lucrurile și o spun ca și cadru didactic aflat la baza învățământului într-o școală de țară la Chișinău. Să le spunem telespectatorilor noștri că dumneavoastră sunteți în prezent învățătoare, da, la școala din Chișinău? Da, îmi place să spun că sunt învățătoare, că sunt dascăl, dascăliță. Dar ați fost și director al școlii din Chișinău? Am fost și director al școlii din Chișinău și al școlii din Scărișoara până când aceasta și-a pierdut personalitatea juridică în urma diminuării numărului de copii. Bun, spuneți dumneavoastră că nemulțumirea v-a determinat, da, să candidați. Învățători, mie îmi place să spun lucrul acesta, mulți însă dintre
colegii dumneavoastră din presă au punctat lucrul acesta ca fiind negativ. De ce meseria de dascăl este una negativă? De ce un învățător e văzut în felul acesta? Mie nu-mi place. Am studiile necesare să mă numesc profesor. Am masterat, am facultate, dar mie îmi place, mie mi-a plăcut că am fost numit așa. Adică ați putea foarte bine să fii și profesor, spuneți dumneavoastră, da? Desigur. Am studiat psihologie, pedagogie, trecerea se face chiar și printr-un transfer, dar nu am vrut. Mie asta îmi place să fac, să lucrez cu acești copii la vârsta asta, să le văd satisfacția atunci când reușesc să citească primul cuvânt, să scrie prima literă, așa că aici o să rămân, probabil. Deci vă place referindu-mă la catedră. Să lucrați cu copiii mai mici. Exact, da? Exact. Bun, mergem mai departe. Aluatul este mai fraged și pot să-l modelez mult mai bine. Da, mergem mai departe. Spuneați dumneavoastră de o nemulțumire care va determina să candidați pentru șefia ISJ. Care ar fi mai exact nemulțumirea aceasta? Nemulțumirea. În zilele noastre învățământul merge oarecum în virtutea inerției. Oamenii care sunt conștiincioși își fac treaba. Cei care au ajuns în sistem doar că n-au găsit în altă parte. Avem, din păcate, puțini, dar mai sunt și astfel de persoane. Vin și pleacă, trec. Nemulțumirea, da, ăsta e principalul motiv. Bineînțeles, dorința de a face ceva, de a aduce un suflu nou, de a... Un salt în carieră dumneavoastră până la urmă. Bineînțeles, este și acesta un aspect, un salt în carieră, însă niciodată nu am tins spre lucruri care nu m-au atras. Adică nu mă duc așa degeaba să fac un lucru, dacă nu are finalitate, dacă prin asta nu reușesc să schimb ceva pentru mine, pentru un grup de persoane mai restrâns sau mai larg. Bun, dar în primul rând dumneavoastră doriți să ajungeți în funcția asta, nu pentru saltul în carieră, spuneți dumneavoastră, ci pentru a schimba în bine învățământul buzoian, da? Sigur că da, ca orice om tânăr, cred eu, și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar e o trăsătură a tinerilor. Avem această ambiție, această dorință de a face ceva măreț, grandios. Bun, ați aflat reprezenta ceva pentru societate. Ați aflat că va avea loc un concurs, da, pentru șefia ISJ. E aproape o premieră, da? Nu știu dacă s-a organizat vreodată sau dacă s-a organizat, cred că a fost acum mulți ani, da? Când da, a mai fost așa ceva. Au mai fost concursuri acum 7 ani, aproximativ, sper să nu greșesc. De atunci s-a mers cu delegații, cu numiri, pe diferite criterii și acum destul de repede, aș zice, chiar fulgerător, am primit acest anunț că sunt concursuri pentru șefiile inspectoratelor școlare. Și atunci, după ce am analizat puțin situația, la început reticentă recunosc, am zis că pot să fac lucrul ăsta. Pot să-l fac, pot să merg mai departe, pot să dau un semnal tinerilor că se poate, să dau o speranță, poate, cadrelor din rural care de mult n-au mai văzut așa de sus, n-au mai tins spre mai mult. Bun, v-ați înscris în concurs, bănuiesc că până la înscriere n-au fost probleme, da? Să fi avut probleme pe traseu, da? Lucrurile au fost în regulă. Problemele, spuneți dumneavoastră, că au început concurs, da? Sau, nu au fost probleme pe traseu. Sau în timpul concursului. Am avut nevoie de susținerea Consiliului Profesoral al școlii. De atunci am văzut că erau încântați atât colegii mei cât și cei cu care intram în contact zilnic. Deși, într-adevăr, nu îmi dădeau șanse foarte mari, având în vedere mai multe aspecte din acest context, că până la urmă despre asta vorbim, de un context. Bun, haideți să ajungem la concurs, da? Lucru care ne interesează cel mai mult. Deci primul test, prima probă a fost un test grilă, da? În care dumneavoastră, sau concurenții, da, trebuiau să cunoască anumite, să aibă anumite cunoștințe. Înțeleg că ați fost printre puținii din țară, nu? Care ați reușit să treceți testul ăsta grilă, notă 7,5, corect? Sau 0,4.
N-am stat până la sfârșit, nu pot să vă dau așa la sutime, la zecime fiecare. Bun, 7,4 atunci. 7,4. Discutam cu un coleg, am păstrat legătura cu un domn de la Arad și el a făcut o statistică. Au participat până ieri, spunea, 42 de cadre didactice pentru această funcție, 26, dacă nu mă înșel, s-au retras. Unul nu s-a prezentat, ceilalți au promovat prima probă, dar au fost respinși, trei, au promovat această primă probă, dar au fost respinși la celelalte, la una dintre celelalte, în afară de mine, unde respingerea s-a înregistrat mai întâi pe CV. Ceilalți au fost fie respinși, neatingând punctajul minim la interviu, fie dacă aveau un contracandidat, punctajul lor a fost mai mic decât al acelui. Și deși au fost declarați admiși amândoi, unul singur a promovat, cel cu punctajul cel mai. Bun, deci primul test dumneavoastră l-ați trecut, da? Comparativ cu ceilalți doi candidați de la Buzău. Da, l-am trecut. A fost un test de... Deci au fost item din management educațional referitor la negociere, tipuri de conducere. V-ați pregătit mult pentru proba asta? Din momentul în care am zis mă duc, am început să mă documentez. Legislație, că mai știam, dar am avut o bibliografie destul de vastă și necesita o perioadă îndelungată măcar pentru parcurgerea acestor legi. Am avut parte de management. Da, m-am pregătit. Bun, nu trecem la proba a doua, da? Care a fost un CV, da? Înțeleg. O reclamație a dumneavoastră și înțeleg că nu doar a dumneavoastră ci și a altor candidați a fost că, domnule, proba asta de CV trebuia pusă la început, cu asta trebuia să înceapă concursul ăsta pentru șefia ICJ. În orice agenție de recrutare, în orice firmă, în momentul în care organizează un concurs pentru ocuparea unui post, mai întâi cere CV-urile candidaților și le evaluează. În funcție de aceste rezultate îi cheamă mai departe la un test practic sau, mă rog, teoretic. Eu așa aș vedea lucrurile, normal. Așa ar trebui să se desfășoare. Nu, aveți dreptate. În teorie așa ar trebui să întâmple, da? Să începe cu CV-ul. CV-ul. Bănuiți ceva neregulă aici în faptul că CV-ul a fost pusă trecută proba a doua? Adică și aici sunt două variante. O greșeală a celor care au organizat concursul sau a fost o intenție? E greu de spus. În metodologie, probele apară cu A, B și C, nu cu 1, 2 și 3. Acum, cum au gândit domnii din comisia de examinare, probabil că ne vor spune la un moment dat sau vor fi constrânși să spună de ce au procedat așa. Mie mi-a dat de gândit nu neapărat ordinea probelor, ci faptul că ne-au anunțat că intrăm la interviu, că fac o scurtă evaluare sau reevaluare, n-am înțeles exact, a CV-urilor, după care vom intra la interviu la ora 12:30. La ora 2, dacă nu mai bine, 2:15, încă nu intrase primul candidat. Rămăsesem 4 în ziua respectivă, 7 retrăgându-se. Deci 11, 7 s-au retras și am rămas 4 pentru celelalte probe. Bun, ați făcut un semn așa vis-a-vis de retragere. Ce înseamnă mai exact retragerea asta? Nu-mi place să vorbesc de rău despre nimeni, dar retragerea a fost impusă, să spunem, nu de cineva anume, de situația în sine, de faptul că acești candidați nu au reușit să treacă de... Deci n-au trecut de prima probă, da? Da. Unii au știut exact ce notă au luat, alții, altora nu li s-a spus, li au fost informați doar că atât. Bun, și toți ăștia 7, spuneți dumneavoastră, s-au retras? Da, s-au retras. Nu, dar stați puțin, n-a fost unul care să zică, stați domnule, puțin, am picat examenul, nu m-am retras. Nu, s-a pus problema că ce va discuta presa, dacă
Ei se vor întoarce. Și la un examen de bacalaureat. Adică n-ar fi nimeni care să pice bacalaureatul. Toți ăia care nu promovează examenul se retrag. Nu? Tocmai asta bun, e. Bun, dar depășim subiectul ăsta. Bun, n-ați reușit să promovați dumneavoastră această probă a doua, cea a CV-ului, da? Da. Deci trebuia să luați 7 sau minim 7 și aici și ați luat 6 sau 6,5. Da. După ce am așteptat cele 2 ore și, bineînțeles, la începutul acestei perioade am fost felicitați noi cei 4, de fapt 3 dintre noi puteau ajunge, 2 candidați concurând pentru același post și mă refer aici la județul Botoșani. Ceilalți 2 eram dați ca câștigători 100%, au fost felicitați, îmbrățișați. De către cine? De către persoanele care erau în jurul nostru. Sindicate, observatorii, mă rog, adică mi se comunica, mi se transmitea faptul că rămânând singuri în cursă, reușita noastră este una garantată. Și că următoarele 2 probe sunt mai degrabă o formalitate. Sunt formalități, că oarecum ne dădeau de înțeles că nu s-ar încurca nimeni să pice un concurent, mai ales la proba de interviu, care este cea mai subiectivă, ca ulterior aceștia, membrii comisiei, să proba poată de fi, interviu a treia. Să poată fi atacați. Da, cea mai subiectivă dintre toate este proba de interviu. Bun, dumneavoastră, până la proba de interviu, a scăzut la proba CV-ului. Am fost chemată după ce trebuia să intru ultima. După primul candidat am fost chemată și mi s-a spus că CV-ul meu este de 6 sau 6,5 și că nu găsesc unde să mai dea diferența de punctaj. Am încercat să argumentez faptul că eu mi-am calculat acest punctaj și mi-a ieșit într-adevăr la limită, dar mie mi-a ieșit că altfel nu mă duceam. Mi-au defalcat, oarecum mi-au argumentat o defalcare a unui punctaj de 1,5 care e pentru proiecte, coordonare, dar participare. Conform calculului dumneavoastră, ce notă ar fi trebuit să obțineți? 7. 7, deci 7. Erați eram acolo, eram, da, corect. La limită. Da, neavând doctorat care era punctat cu un punct, neavând experiență în inspectoratul școlar, de asemenea cu un punct, mai căzând așa aici colo câte ceva, ajungeam la acest punctaj de 7. Bun, aici aveți ceva să reproșați comisiei care a analizat CV-ul dumneavoastră? Le reproșez că au văzut doar în față, nu s-au uitat și în lateral și problema pornește de când s-a făcut această grilă. Păi, dacă vrei să promovezi tineri, dacă vrei să îi ajuți puțin. Nu o să le impui să aibă experiență în minister sau în inspectorat. Hai să vedem ce pot aduce, ce plus pot aduce acești deci, oameni care niciodată n-au avut tangente. Deci faptul că cred n-ați că lucrat în și, inspectorat. Cred că este și un plus pentru un om care n-a fost niciodată acolo. N-a luat contact cu această lume să vină și să aducă o viziune nouă, să facem lucrurile altfel decât a fost până acum. Poate vor fi mai bune. Bun, dar pe de altă parte mă gândesc că putea fi un plus în punctaj pentru cei care lucraseră în inspectorat, da? Și aveau experiență vis-a-vis de ce presupune munca aceasta. Da, aveau experiență și puteau. Dar să nu fie ceva decisiv, evident. Pentru mine, cred că asta e un mic favoritism așa pe care l-au făcut celor care erau deja pe post. Care lucrau în inspectorat. Care lucrau aveau în deja inspectorat, pentru că din ce am observat eu, nu s-așteptau să mai meargă și altcineva. Am înțeles. Bun. Deci erați oricum și dumneavoastră ați recunoscut că erați acolo la limită. Da, da. Dar eram bănuit, acolo. Sau mai degrabă folosesc un termen și mai sever, acuzați, da? Faptul că, sau reclamați, faptul că reproșez. Da, reproșez faptul că nu s-a văzut un pic întregul context, da? Să zicem, bun. Reproșez. Mai multă da. Înțelegere, poate, pentru dumneavoastră, ziceți. Da, să zicem, da. Putea fi văzut întregul context. Bun, ajungem la proba. Punctajul putea fi de 7 puncte.
Bun, ajungem la proba a treia, da? Spuneți dumneavoastră, aflaseră, bănuiesc, răstim, dacă n-ați promovat CV-ul, dar totuși... Mi s-a spus că nu pot să mă promoveze și mi s-a sugerat să mă retrag din concurs. De ce să mă retrag din concurs? Pentru mine, în afară de faptul că m-am dus acolo să obțin ceva, să zicem o funcție, da? Este și o experiență, a fost o experiență de viață, care sper să mă ajute pe viitor și că vreau să o duc până la capăt. Asta le-am spus, nu mă retrag. Și v-ați înscris și la proba a treia. Da, o să apăresc cu punctaj. Nu are nimic. Mi-asum, nu e problemă că o să-mi apară punctajul pe avizierul ministerului. Nu e nicio rușine deocamdată. Nu e. De ce să fie rușine? Bun, și v-ați înscris și la proba a treia, da? Și am rămas în sală pentru proba a treia. Nu au mai chemat următorul candidat, deci au schimbat iar regulile din mers. Am rămas în sală. Mi s-a spus că am 10 minute pentru prezentarea ofertei manageriale. Am încercat să o prezint cât mai liber. Am fost oprită la un moment dat, spunându-mi se că au expirat cele 10 minute. Între timp, membrii comisiei m-au părut destul de dezinteresați de ce le spun eu. Au mai ieșit, au mai intrat unii. Nu mi-a plăcut. E neprofesionist să faci așa. Chiar dacă omul ăla știi că n-are nicio șansă, că nu-i dai. Dar de ce să faci chestia asta? Tratează-l cu interes. Mai ales când îți spune de ce a venit. Vrea să ducă o experiență. Păi arată, îi demonstrează că îl vezi că e tânăr. Unul dintre membrii mi s-a adresat așa cu un ton părintesc: câți ani ai tu, copilă? 33, domnule. Ei, mulțumite, da. Deci, până la urmă, destul de omenoși, să zic așa, și destul de înțelegători, dar până la punctaj. Deci, ca relație umană, era în regulă, dar până la punctaj. Acolo, bun, pe hârtie, trebuia să fie ceva. Din câte am citit eu din presă de la colegii mei, la proba asta a treia ar fi fost niște probleme. Înțeleg că o doamnă din comisie, da, da, v-ar fi acuzat că ați plagiat, da, da, o parte din materialul pe care trebuia să-l susține, să-l prezentați. Nu, m-a acuzat că am plagiat întreaga ofertă, nu o parte din ea. Lucru care m-a afectat și încă mă afectează, pentru că nu pot să accept această idee, ideea de furt. Pentru mine este una, eu știu, așa, din alte sfere. Nu suport ideea de furt. Ați luat de la cineva, ați copiat de la altcineva materialul respectiv? După cum ne-am spus și dumnealor, în momentul în care eu am început să lucrez la această ofertă, neavând practic o structură exactă undeva, am studiat planuri manageriale, strategii de dezvoltare de pe diferite site-uri. Bineînțeles, partea teoretică, ce trebuie să cuprindă. Și am văzut cam ce conține. Mi-am făcut o idee așa și am început să aștern pe foaie punctele principale. În mod inevitabil, în momentul în care face o analiză a mediului educațional, a mediului intern și extern, în anumite județe există puncte comune, există lucruri care se potrivesc și care trebuie remediate și în Bacău, și în Botoșan, și în Gorj, și poate și lucruri bune județe care s-au făcut în anumite județe și pot fi aplicate acolo și la Buzău. Acolo sunt niște obiective. Da, bineînțeles. Și ăsta a fost un motiv pentru care am citit atâtea planuri medicinale. Deci admiteți că v-ați inspirat, da, din alte astfel de proiecte făcute. Că m-am documentat, că le-am citit pentru mine, să știu ce conțin, pe ce se axează și ce anume am eu de făcut, mai exact. Bun, dar bănuiesc că nu se inventa apa caldă acolo, da? Și ce să făcea la Buzău, s-a mai făcut și la Mureș, da, și la pe de altă Bihor. Parte, și... În momentul în care un obiectiv pe care ți-l fixezi sună reducerea absenteismului și abandonului școlar și tu îl notezi acolo, evident, el se va regăsi și în alte planuri, în alte părți. Ce să fac acum? Să scriu? Să nu mai lipsească de la școală copiii și să... cum să scriu?
N-ai cum. Asta e formularea tip. Sunt puține lucruri care au mai rămas de inventat ca să veniți dumneavoastră cu ceva original. Ne ducem un pic pe un text administrativ, aș putea spune. Da? Sunt niște formulări standard care se regăsesc în multe, ca să nu zic toate sau aproape toate strategiile. Și ați explicat lucrul ăsta comisiei? Bineînțeles că am explicat. Există o înregistrare audio pe care deja că am solicitat să fie făcută publică sau să mi se dea o copie pentru a o face publică. Mi se pare inadmisibil, neprofesionist, ca un om care este într-o comisie de examinare să înceapă să-ți râdă în față și să spună, păi asta e de la mine. Da, tu mi-ai luat mie asta. Ai plagiat. Ia uite. Din momentul acela s-a rupt totul. Cu tumele. Nu e metodologie. Dar ni s-a spus că primim 4 întrebări de legislație, metodologie și mă rog. Bun, și înțeleg că a fost notată cu 3 de la proba asta ultimă. Mi s-a pus o singură întrebare. Mi s-a adresat. După care ceilalți, începând cu doamna care a spus că nu dorește să-mi adreseze nicio întrebare, nici ceilalți membri n-au mai dorit, mi-au mulțumit pentru participare, mi-au urat succes pe mai departe și cam atât a fost. Înțeleg că notele pe care le-am primit, v-am spus că n-am stat până la sfârșit să văd. Notele n-au fost dintre cele mai... Bun, deci să ziceți dumneavoastră 6 sau 6,5 la CV și 3 la asta la ultima, da? La... Chiar nu știu. Chiar nu știu. Așa, am aflat că scriu colegii mei din presă că ați luat 3 la ultima. Nu, oricum, punctajele nu se afișează așa. Punctajele se afișează prin înmulțirea cu 5 a punctajului ei oferit de fiecare candidat, de fiecare examinator. Deci... Pentru prima probă era un 7,4 mulțit cu 5, adică un 37 de puncte. Bun, dar până la urmă putem să facem o medie, da? Da. Bun, haideți să luăm un telefon în direct din partea unui telespectator. Bună seara, spuneți vă rog. Bună seara, domnul Terec. Vă salut, domnul Banu de la HD. Da. Vedeți? Sărâna, doamnă. Bună seara, este o onoare să vă aud și să interveniți într-o emisiune în care sunt eu. Vă salutăm și noi. Pare rău că n-am fost de la început să vă aud. Chiar eram curios cine este persoana aceea foarte tânără de la Cizlou care se duce la concursul pentru inspector general. Vedeți, simplu fapt că ați reținut acest aspect, dumneavoastră și mulți alții. Persoana aceea tânără de la Cislău pe mine mă flatează și mă face să cred că mi-am atins un scop dintre multele pe care mi le-am propus. Tocmai de-aia, auzind prin presă că se merge cineva foarte tânăr acolo, devin gândat deodată că normal venim cu idei noi. Așa, deci domnul Banu. S-a spus un lucru urât pe care văd că înțeleg că l-ați explicat acum. Cât m-am străduit părerea să-l explic. Părerea mea este următoare. Vă rog. Dacă este cineva care evaluează, mai ales într-o comisie foarte serioasă, și pronunță cuvântul plagiat, să știți că persoana aceea, după părerea mea, este foarte responsabilă. Sunt profesor de limbă și literatură română. Țin foarte mult la ceea ce înseamnă citare și mai ales trimitere către o sursă. Cred că dacă ați fi spus că oferta dumneavoastră, ce a fost, plan managerial probabil, sau nu știu ce a fost. Denumirea, titulatura, ofertă managerială, da. Se bazează pe un studiu pe care l-ați făcut de prin alte județe, înțeleg că profesoara sau cine a fost acolo care v-a reproșat și a recunoscut oferta, așa a spus adineauri. Da, așa a spus din ei, dar este departe de adevăr. Cred că are o bază. Și eu cred că, vă rog frumos, nu vă supărați pe mine. Nu. Dar dacă nu anunț dinainte... Nu, mă bucur pentru că vreau să vă cer o părere. Și mai ales că după aceea nu prea ți asum lucrul ăsta, e periculos. Da. Noi predăm copiilor. Dumneavoastră sunteți învățătoare. Da. Este excepțional că ați rămas învățătoare și n-ați trecut mai departe, că așa parcă am înțeles. Dacă noi am învățat pe copii, ia copiază tu, de la rândul 2, pagina 8, până la rândul 10, pagina 9, cu ce ne-am alege în învățământul ăsta?
Bun, dar asta în cazul domnul Banu, în cazul în care acuzația membrei comisiei este cât se poate de întemeiată sau nu este adevărată? Spus, cine a pronunțat cuvântul plagiat este foarte responsabil de lucrul acela. Ar trebui să fie foarte responsabil. Ar fi trebuit ca ordinea unor cuvinte sau eu știu ce acolo din oferta altcuiva să fie aceeași în oferta Doamnei. Sunt posibilități să le schimbăm. Și mai ales, Doamne, spun sursa. Citesc dintr-o carte. Pot eu să comentez după aceea, după ce am citat. Ca să nu mă acuze cineva de lucrul ăsta. Pentru că, vedeți, un lucru grav. Poate Doamna se duce, sau o câștiga acum, se duce peste an, va fi șefa noastră, că mai avem și noi vreo câțiva pași de făcut în învățământ. Păi, da. Doamna Voicu, ați citat sursa? Care este acuzat de lucrul ăsta? Ați citat sursa, doamna Voicu, acolo? Sursele din care m-am inspirat au fost citate și aceste surse sunt legile, metodologiile, strategia de guvernare și altele. Nu. Eu înțeleg altceva de la dumneavoastră, că v-a reproșat o persoană din comisie și persoana aceea și-a recunoscut oferta domniei sale. E grav, înseamnă că v-a spus corect că ați copiat de la ea. A recunoscut o parte. Deci a găsit în oferta mea, pe care tocmai o deschisese, n-a avusese timp să o parcurgă înainte, o frază asemănătoare sau identică, unde vreau să ajung. Nu știu încă în ce măsură, trecând peste ordinea cuvintelor, eu știu că pe dumneavoastră vă interesează exact ghilimelele, semnele citării, sursa și așa mai departe. Și probabil că nu o să vă placă personal ce o să vă spun. Însă, având procese de conștiință și fiind extrem de afectată de acuzația asta, care în primul rând, din câte știu eu, nu se ia așa ad hoc. E nevoie de o comisie, de etică, de... Mă rog, chiar în instanță trebuie să ajungi ca să acuzi un om că a făcut așa ceva. Există un om... Nu vreau să mă compar. Nu, zic că ar trebui să fie o comisie, până la urmă, exact, care să stabilească dacă acuzația este reală este sau nu. Până la urmă au fost acuzații de plagiat și alte persoane, dintre care unele sunt extrem de sus, nu vreau să dau nume, care încă sunt pe funcții și n-au probleme cu morala. Nu, eu v-am înțeles, vă rog. Să mă înțelegeți și pe mine. Am avut procese de conștiință, nu voiam. Foarte limpede. Da. Trebuie să reglați această problemă. Că dacă a acuzat cineva și a pronunțat acel cuvânt și și-a recunoscut o parte din oferta domniei sale, înseamnă că a fost în cunoștință de cauză și, clar, venind după părerea acelei doamne sau domn ce a fost, dumneavoastră sunteți deja plagiatori. Trebuie să vă reglați această poziție, pentru că altfel, fiți de acord cu mine, cine să vă mai asculte în învățământul buzoian dacă o să deveni șefa acum sau peste vreo câțiva ani? Domnule profesor, nu se poate. Aveți atâta experiență? Sunteți într-adevăr un om de valoare. Cum pot eu să șterg această pată? Vă rog să-mi dați un sfat. Păi nu știu, dovediți-o. Trebuia să urmăriți, după părerea mea, toate ofertele și să citiți de 100 de ori cu ceea ce vă duceți acolo. Și să nu apară nici măcar o frântură de frază asemănătoare cu a alteia. Este foarte greu. Începea susținerea ofertei dumneavoastră cu lucrul ăsta. Este foarte greu să faci așa ceva, pentru că sunt niște formulări standard. Să știți că eu am mers acasă și am trecut lucrarea mea printr-un program din ăsta care se găsește gratis pe internet de detectare a plagiatului. Având mari procese de conștiință și vrând oarecum să îmi liniștesc sufletul, pentru că am fost atacată pe acest motiv și în presă și în general am văzut că oamenii sunt destul de sceptici și din punctul ăsta de vedere mă privesc într-un mod anume, uită de fapt principiile de la care eu am pornit la drum și mi s-a pus de o parte a oamenilor din diferite categorii
această etichetă. Asta eu m-am dus și am trecut lucrarea mea am trecut-o printr-un astfel de program, dar am trecut și lucrarea doamnei care m-a acuzat. Și ea era plagiată. Pot să vă spun următorul lucru. Frazele din lucrarea mea, conform acestui program, care nu știu cât de bun este, că n-am lucrat cu așa ceva, în lucrarea mea, conținutul avea 66% conținut care se regăsea și în alte părți. Atenție, am acolo legi, am strategia de guvernare, contextul legislativ, să ne înțelegem, dar a doamnei a ieșit cu 76% plagiat text. Bine, care să lăsăm se și pe domnul Banu, că este la prin telefon. Adică, haide să vedem totul, să nu acuzăm dacă... până când n-avem probe. Da, bine, domnul Banu, spuneți, vă rog. Eu nu v-am acuzat, v-am spus numai că mi-am spus această părere. Dacă a fost acuzată de așa ceva, după părerea mea, nu mai avem ce să facem în fața copiilor, pentru că ne arată cu degetul. Uite, doamna a copiat. Nu vă convine lucrul ăsta, vă respect. Vă rog să-l vă spărați pe mine. Și din legislație, când cităm, trebuie să fim foarte atenți. Într-o ofertă managerială, într-adevăr, nu poți să pui ghilimele. Dar până la urmă, găsești o posibilitate de a evita să fie ordinea cuvintelor aceeași. Dacă și-a recunoscut cineva lucrarea, deja sunteți plagiatori. Păcat. Bun. Pe de altă parte... Îmi pare rău că rămâneți cu această impresie. Domnul Bana, credeți... Da. Da, o să continuă așa. Deci vă rog să mă credeți că lucrurile de genul acesta mă determină chiar să merg în instanță și să caut dreptatea, pentru că eticheta asta nu mă caracterizează. Nu pot să trăiesc cu ea. Este o acuzație mult prea gravă. N-o să duc în spate această povară. Probabil că voi merge în instanță și voi căuta... Bun, să îmi reabilitez numele. De, nu văd altă metodă, l-am întrebat. Am înțeles. Domnul profesor nu mi-a dat alte metode. Deci un moment, doamna Voicu, deci înțeleg că ați făcut contestații astăzi, da? Da. Vis-a-vis de punctarea sau modul în care ați fost audiat în comisia respectivă. Ce vi s-a spus de acolo și ce se va întâmpla? Ce să mi se spună? Pur și simplu am mers la registratura ministerului, am depus hârtia și aștept răspuns în 7 zile. Mai mult nu vă pot spune. În sensul în care există posibilitatea de a fi recorectat CV-ul dumneavoastră, de a fi chemată încă o dată în comisia exact respectivă? Exact asta am solicitat, pe lângă faptul că am contestat ordinea probelor, care mi se pare nefirească. Am cerut reevaluarea CV-ului, bineînțeles, și reluarea probei de... Așteptați răspunsul să, în momentul de față, dacă se vor întâmpla lucrurile astea sau eu nu. Eu m-am încadrat în termen, sper ca și... Bun, mai avem un telefon în direct de partea unui telespectator. Bună seara și am rugămintea să fiți cât mai scurt în intervenția dumneavoastră. Alo? Alo? Să rămână mai tare, vă rugăm. Seara. Nu vă supărați. M-auziți? Da, vă auzim, dar destul de slab. Dacă se poate, am rugămintea, în primul rând, să închideți televizorul sau să dați sonorul mai încet. De ce credeți că doamna... Auziți? Foarte încet, din păcate. Puțin mai tare, dacă puteți să vorbiți. De ce credeți că doamna... Nu se aude. Avem rugămintea la dumneavoastră să închideți și mai sunați încă o dată. Poate... vă vom auzi mai bine data viitoare. Domnul Brebenel, ați ascultat discursul doamnei Voicu. În primul rând, părerea dumneavoastră vis-a-vis de ce s-a întâmplat acolo, dacă credeți că a fost un concurs pe bune, corect, sau au existat anumite probleme. Înainte de a comenta ceea ce s-a întâmplat acolo, am câteva nelămuriri. Odată, câte inspectorate județene au participat sau câți reprezentanți ai județelor au participat la concursul organizat de minister? În ziua respectivă? Da, sau pe județ. Dacă ați participat mai mulți la aceeași comisie, mai multe județe. Da, au fost 4 județe în ziua respectivă, deci 11 candidați. Da. Am înțeles că din comisiile respective făceau parte și inspectori școlari județeni. Da, conform metodologiei, în aceste comisii, pe lângă
ministru, secretar de stat și secretar de stat pe problemele minorităților, din câte am înțeles. Sunt și trei inspectori generali în funcție, persoane de calibru alese pentru destoinicie și meritele domniilor lor. Da, am înțeles că unele dintre ele care au făcut parte din aceste comisii nu ar fi trecut un examen la care de genul la celor care, celui care, la care ați participat și dumneavoastră. Da, după cum vă spuneam, au fost un număr mare de candidați care s-a retras, printre care și doi dintre, din câte am înțeles eu, doi dintre domnii, doamna de fapt cu acuzația și domnul, încă un domn, inspector, sau fost inspector, încă nu știm dacă are o nouă. Le spuneți dumneavoastră că doi dintre cei care... Doi dintre cei doi nu au promovat sau s-au retras. Ca să fim politicoși și să le respectăm. Domnul Brebenel, măcar între noi putem să spunem lucrul ăsta, că este ceva neregulă. Mai aveam o întrebare ca să putem să tragem și o concluzie. Asta este prin da sau nu, este foarte scurtă. Sunteți membru de partid la vreo formațiune? Da, sunt implicat în politică și sunt consilier local în Chișinău. În Chișinău, da. Da. Bun. Da, și încă o neregulă aici. La ce partid sunteți? Vine să vă întreb suplimentar. PNL. La PNL. Acum, noul PNL. Noul PNL. Încă o problemă. Acolo se întâmplă lucruri care nu sunt în regulă. Au fost oameni care au participat ca examinatori în prima săptămână și acum, în a doua săptămână, sunt programați la concurs. La concurs. După ce au intrat în contact cu toate materialele, cu legislația, deci candidați pentru postul ofertele. De inspector, spuneți dumneavoastră. Da. Da, da, este ceva ce am semnalat nu doar eu, ci și alți colegi ai mei. Bun, dacă ceea ce a semnalat dumneavoastră se dovedește sau se poate dovedi că este corect, e o problemă, înseamnă atunci cu comisia respectivă, nu, domnul Brebenel? Da, și aș mai avea o întrebare, cred că e ultima legată de treaba aceasta. Dacă lucrarea doamnei care v-a acuzat de plagiat este materializată undeva, într-o publicație? Nu. Este pur și simplu pe site. Deci se găsește... Atenție, să nu se înțeleagă greșit. Eu m-am aplecat asupra acestei lucrări în special după ce am venit de la concurs. Pentru că atunci când am lecturat, n-am stat să văd care din ce județ este. Pur și simplu am urmărit punctele esențiale. Da. Și încă un aspect înțeles. Foarte important. Dacă această lucrare, sper să convingă o parte, deci este adevărul. Dacă eu aș fi plagiat o lucrare, o luam pur și simplu, copy-paste, o printam și o puneam în plic, poftim minister, ia ofertă. Știind de unde am luat-o, știind cui aparține, știind multe. În momentul în care mă duceam la concurs și îmi spuneam, hai, doamnă, la CV, rămâneți pentru sau vă retrageți? Păi eu știu că doamna respectivă este în comisie și dacă mă mai duceam eu așa ca, mă scuzați de o expresie, vițelul la tăiere, cum să mă duc? Aș fi preferat varianta retragerii, care era destul de onorabilă, că doar a fost pentru atâția, decât da, e un să argument apar ăsta, respins da. Mai bine, apar retras din motive personale, că sună mai frumos și pot să rămân pe funcția călduță pe care o am. Păi este similar cu prostia până la urmă. Adică să știi că ai luat ceva de la cineva și să te duci să eu arăți ca și cum e a mea, eu am făcut-o și să mi-a da, am înțeles. Mai am o întrebare la dumneavoastră. Suspectați cumva, și a întrebat bine domnul Brebenel puțin mai devreme, că vi s-au pus anumite contre din partea membrilor comisiei pentru faptul că dumneavoastră sunteți de la PNL, adică un partid aflat în opoziție? Nu știu dacă au avut cunoștință despre apartenența mea politică. N-am de unde să știu. Pot să spun ce am simțit. Din secunda în care ni s-au dat rezultatele și am rămas singurul candidat în concurs, doamna de la OLP, nu știu cum se numește, m-a fixat cu privirea aproape tot timpul cât eram în sală. Aproape tot timpul. Nu se poate dovedi asta, nu există înregistrare video.
Așa că vă spun pe cuvânt, dacă... Bun, de aveți, exemplu, domnul Banu, aveți nu știu dacă are asta, încredere în cuvântul meu. Aveți bănuiala asta că s-a căutat excluderea simțit, sau retragerea? Am simțit o energie negativă, am simțit o stare de respingere așa emoțională, să intru așa pe psihologie, că doar e domeniul meu. Bun, domnul Brebenel, concluzia dumneavoastră după ce ați aflat până acum. Din ceea ce ne-a povestit doamna Voicu, cred că acest concurs nu a fost organizat profesionist. O bilă nu tocmai albă ministerului, organizatorul acestui concurs, pentru că nu poți să te joci cu soarta copiilor din țară. Chiar dacă vorbim de județe. Pentru că... Ce reclamați? Învățământul... Vis-a-vis de organizare. Faptul că din comisii au făcut parte inspectori care au căzut la anumite probe, deci ei înșiși fiind concurenți, iar după cum a spus doamna Voicu și n-am cum să o contrazic, alții care ulterior participau în calitate de competitori la aceeași funcție. Deci mi se pare inadmisibil ca și așa ceva să întâmple. Și cine mai asculta? Iar așa că cine mai ascultau pe ăștia? Sau se ascultau între ei, bineînțeles. Iar ca o părere, cred că acolo unde nu trebuia să câștige nimeni ca să rămână inspectorul școlar până când se va organiza un alt concurs sau așa, trebuiau să nu promoveze nimeni, mai ales faptul că dacă avem în vedere care au fost contracandidații actualei șefe a inspectoratului școlar și din mediile din care proveneau, ne dăm seama că șansele, așa cum le-au spus unii colegi, au fost din start. Aveți perfectă dreptate și dacă mai e nevoie, am un argument, domnul de la Arad, cu care vă spuneam că țin legătura. Un om venit tot din PNL, un fost deputat, fost inspector general, căruia nu i-au putut găsi nimic la CV pentru că era dosarul în regulă, are experiență omul, a fost punctat cu 9 la CV și a luat 6 la interviu, deși îmi spunea că a făcut lucrarea împreună cu niște colegi, directori de licee. Deci nu se poate, nu se poate, nu pot să accept. Dacă în cazul meu se găsesc, nu e prea tânără, nu are experiență, nu are adeverința X sau Y, în cazul dumnealui nu găsesc explicații. Domnul președinte al comisiei a venit și ne-a explicat. Păi și de ce să-l fi picat pe ultimul? Că era de la PNL, spuneți, nu? Primiți oricum 5 puncte pentru faptul că oferta respectivă este acolo. A venit și ne-a spus, nu i-a cerut nimeni să vină să ne spună. Un punct vi-l dăm pentru prezentare. Celelalte 4 puncte sunt date în urma celor 4 întrebări de legislație. Și eu vă întreb, dacă omul respectiv a avut deja din start 5 puncte pentru o ofertă, bănuiesc că era bună dacă era făcută cu asemenea participare, chiar n-au mai găsit încă 2 puncte. Una din prezentare, adică a stat mut și n-a vorbit nimic, și din răspunsurile la acele întrebări chiar nimic n-a fost bun, să poată fi punctat măcar parțial, pentru mine e un mare mister și îmi ridică semne de întrebare. Dacă în cazul meu sunt subiectivă, în cazul dumnealui pot fi obiectivă. Da, mai avem un telefon în direct din partea unui telespectator. Bună seara! Bună seara și felicitări, doamnei! Dar vreau să mă lămuresc, pentru că eu de câte ori mă la televizor vreau să mă lămuresc. Concursul a fost pentru toate posturile de inspector general din toate județele? Nu. Concursurile au fost programate pe durata a 2 săptămâni. Au început în 11 martie, se vor termina vineri pe 20. Bun, dar sunt pentru toate inspectoratele? Pentru toate inspectoratele, dar din câte am citit eu, vreo două, Constanța și încă unul, sper să nu greșesc să dau informații eronate, deci, nu au avut candidat. Deci nimeni nu s-a dus la concurs. Dumneavoastră a fost la un concurs pentru câte județe? În ziua în care am mers noi, au fost 4 județe. Din cele 4 județe, câștigători au ieșit din concurs? Un singur câștigător a fost doamna inspector școlar de general de la Botoșani.
care e și în funcție până la acum. Care a fost în funcție și care l-a surclasat pe contracandidatul domniei sale, care de asemenea a promovat probele, dar a avut un punctaj mai mic. Celelalte trei județe care nu și-au ocupat posturile, concurenții care au trecut mai departe de prima probă, au fost actualii inspectori generali? Nu. Sau persoane noi ca dumneavoastră? Nu, erau persoane noi. În toate celelalte județe, fără inspectorii pe funcție nu au trecut de proba. Persoane fără experiență managerială, care pratiază, care sunt învățători și nu știu să modeleze aluatul. Noi, profesori ăștia, care știm și trebuie să urmăm, să fim atenți, să nu mințim, să ne-a fost rușine de ce a spus profesorul Ban. Îl cunosc și mi-e rușine. Chiar dacă dumneavoastră, în ceea ce ați făcut acolo, poate că nu meritați, strict, legal vorbind, da, adică nu v-ați ridicat la cerințele legale ale postului, dar să vorbești pe vorba doar pe auzite, păruiesc că domnul Banu nu vorbea pe auzite. Cred că știa foarte bine ce s-a întâmplat acolo, de-aia aș permitea să zică că ați plagiat. Pentru că este un lucru simplu. Nu poți să plagiezi decât ceea ce este publicat. Păi stați puțin, poate domnul Banu știa foarte bine, da, faptul că doamna a plagiat. Păi nu, domnul Banu știa ce s-a întâmplat acolo la concurs. Dar eu n-am fost în sala acolo. N-am de unde să știu acest aspect. Eu îmi permit să-l spun, pot. Dumneavoastră nu, dar eu pot să spun lucrurile. Înțelegeți? Deci eu ca și domnul Banu n-am fost în sală, nu știm ce doamnă era, nu știm ce v-a acuzat că ați plagiat, pur și simplu domnul Banu a dat concluzia din ce a spus dumneavoastră acum. În ce a spus dumneavoastră acum am auzit și eu. Eu n-am dat concluzia. Pentru că cine acuză pe altcineva de plagiat, trebuie să arate în primul rând obiectul plagiat. Ăla, nu, trebuie să fie publicat. Să prezinte dovezi, da, pentru la această acuză. Dacă aș fi cel plagiat și aș fi față în față cu plagiatorul, aș lua obiectul la plagiat și aș da cu el în capul v-aș sătura. Da, dar vedeți că se pare că e o problemă mai mare. Că nu doamna s-a dovedit. Doamna, nu s-a dovedit. Un moment. Doamna asta de la Old, care acuză de plagiat, înțeleg că ea nici n-a fost în stare să ia concursul. Exact. Și în condițiile astea nu știu cât valoare, da, are acuza dânsei, câtă vreme ea nici n-a fost în stare să treacă măcar de prima probă. Pentru mine, care sunt un profan și din afara sistemului, concursul a fost proiectat ca cei care sunt în funcție să-și câștige posturile. Cei care nu pot să-și le câștige, să-și le câștige la o dată ulterioară. Dar cei care sunt noi să n-aibă acces la ele. Era simplu. Cei care erau noi și mai ales nu erau de la PSD, nu? Ați sintetizat perfect. Nu vreau să fac politica la mijloc. Deci să nu credeți că sistemul ăsta de învățământ face politica cuiva. E și ăsta un sistem de la, ca și sistemul sanitar, un animal din afară așa. Da. Bine, mulțumesc frumos pentru intervenție. Țineți așa și să știți că s-ar putea să reușiți. Mulțumesc. Aveți, vă mulțumesc. Aveți grijă, citiți înainte și cu ghilimelele cu telefon. Da. Bine, mulțumesc frumos pentru intervenție. Vreau să fac și o remarcă. Sper că nu se supără telespectatorul de mai devreme, dar e un telespectator constant al emisiunilor noastre și e un simpatizant al PSD. Cred că nu greșește și de asta zic, are cu atât mai mare valoare spusele dânsului de mai devreme. Da, înțeleg. Să știți că e o chestie generalizată, dacă pot să spun așa. Țin să le mulțumesc tuturor celor care m-au încurajat, care n-au luat așa chiar fiecare virguliță, care m-au susținut. Am avut pe Facebook telefoane, mesaje și personal oameni care m-au încurajat din țară, din alte județe, chiar din afara țării mi-au venit mesaje, oameni care m-au felicitat pentru ce am făcut. Chiar dacă rezultatul, mă rog, finalul n-a fost unul fericit, m-au felicitat pentru că am încercat să ies din această închistare, din această, bun, la urmă, regimentare. Ne așteptăm. Deci, doamna Voicu, ați făcut depus astăzi această contestație. Da. Rămâne să vedem dacă se va aproba, da, să reluați probele respective. Dacă nu, ce veți face în continuare? În funcție de răspunsul pe care îl primesc de la minister, voi hotărâ ce fac mai departe. Până atunci o să mă ocup de copilașii mei, o să în continuu activitatea la clasă.
Astea sunt scopurile. Vă veți înscrie la concursul viitor? Bănuiesc că se va mai ține un concurs dacă nimeni de la Buzău nu l-a promovat. Dacă voi reuși să trec de această pasă, m-a afectat, repet, m-a afectat foarte mult această acuzație. Pot să spun că mi-a tăiat un pic din elan, însă până atunci mai vedem. Ni s-a dat un termen că peste vreo 2 luni. Dacă până atunci reușesc să mă reîncarc, să-mi reîncarc bateriile... Nu, cred că aveți obligația asta să mergeți din nou la viitorul concurs, să demonstrați tuturor că n-ați plagiat. Nu? Da, și demonstrația asta că n-am plagiat pot să o fac și pe alte căi. Să vă pregătiți mult mai bine... În instanță. Nu există nimic publicat. Eu n-am studiat ceva publicat, deci cărți. În afară de cele de management educațional în care se dă structura, eu n-am găsit nicăieri o carte, un document printat unde să existe un astfel de plan, o astfel de ofertă. Și atâta timp cât n-a fost asumat de nimeni. Mă rog, astea sunt chestii deja juridice. Am intrat și pe legea drepturilor de autor, m-am documentat. Eu nu sunt jurist, dar... Așa, pentru sufletul meu. E o acuzație gravă și nu pot să trăiesc cu ea. Ok. Bine, mulțumesc frumos pentru prezență, doamnă Voicu. Personal, vă felicit că ați avut curajul să intrați într-un asemenea concurs, în condiții în care dumneavoastră, înțeleg că sunteți de la PNL și cei care fac cărțile sunt din inspectorat, normal, sunt din inspectorat, din minister, sunt de la PSD. În felicitări... vremul tulburi se demonstrează caracterele puternice, da, să felicitări zicem așa, că ați reușit să promovați prima probă a concursului respectiv. Mulțumesc și frumos. Mult succes în continuare. Mulțumesc. Și noi o scurtă pauză de publicitate, revenim după câteva minute, măcar cu un alt subiect de interes local. O să discutăm puțin despre maxi taxe și autobuze.